venit la podcastul Casă pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare! În episoadele anterioare am povestit mult despre ce înseamnă să fim noi bine în interior ca să putem oferi familiei și celorlalți varianta noastră cea mai bună. Episodul de azi se concentrează în mult mai mare profunzime pe acest lucru de a lucra cu noi, cu rănile conștiente sau inconștiente pe care le avem și se adresează în special persoanelor implicate în decizia și experiența unui avort. Invitații mei de azi organizează în România reculegerea Via Rahelei, reculegere de vindecare post-avort și e vorba de Maria și părintele Mihai Groza, doi soți extraordinari, foarte curajoși și foarte spirituali. Am povestit cu ei despre cine sunt, care e povestea lor, despre cum au întâlnit-o la Viena pe fondatoarea programului internațional Via Rahelei, cum au adus reculegerea la Cluj și în România. Apoi am povestit despre cum arată trauma avortului și cum se poate vindeca această rană, ce înseamnă reculegerea Via Rahelei și ce promite ea. Îți mărturisesc că episodul de azi a fost o mare provocare pentru mine, deoarece acest subiect este sensibil în general, dar și pentru mine personal. Am în jur multe persoane care au trecut prin experiența avortului, persoane foarte dragi mie și știu cât e de greu. A fost o discuție emoționantă, profundă, deseori am fost cu lacrimi în ochi, toți. Am încercat să creăm o atmosferă sigură, de iubire și profundă acceptare, ca și cum am ține un suflet nu în palmă, ci pe vârfurile degetelor. Cel mai probabil că nu am reușit asta întru totul, așa că te rog din suflet să fii înțelegător, în special cu mine. Dacă o să-ți placă ce auzi în ora următoare, te rog să trimiți linkul către episod cel puțin unei persoane care a trecut prin experiența traumatizantă a avortului. Acest episod a fost cu o mulțime de peripeții, înainte de înregistrare, la înregistrare și apoi la editare. Eu mă auzeam ca de la capătul tunelului, deci mă bucur că totuși e disponibil pentru tine. Și fără a mai lungi vorba, urmează episodul. Sper să-ți placă! Mă bucur, Maria, părinte Mihai, că ați acceptat invitația. Bun venit la podcastul Casă pe Piatră. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Înainte să intrăm în tema de astăzi, vreau să aflăm mai multe despre voi. Cum ați ajuns aici, care e povestea voastră, în câteva cuvinte. Sunt Mihai Groza, preot greco-catolic, am 37 de ani, sunt de aici, din Cluj, dar rădăcinile mele sunt în Sălaj, unde mulți greco-catolici fervenți sunt și au rădăcinile. I-am studiat administrație publică și în ultimul an de facultate am avut o experiență care m-a convertit. Printre altele am citit și multe mărturii ale deținuților din pușcăriile comuniste. Și diferența între cei care au trăit pușcăria cu Dumnezeu și cei care au trăit-o fără Dumnezeu era atât de evidentă, încât m-a determinat să merg și eu la biserică și am început să merg la biserică. Apoi un prieten de-al meu care s-a convertit în aceeași perioadă, eu îl invitam pe el la biserica ortodoxă și el m-a invitat la un grup de rugăciune care zicea Rozaru și Rozaru m-a cucerit definitiv pentru biserica greco-catolică, așa am ajuns în această biserică. Deci practic înainte erai ortodox practicant? Nepracticant, am început să practic, dar după aceea, în momentul în care am început să caut, am fost adus, am găsit biserica, l-am găsit pe Dumnezeu în biserica asta, prin Maica Sfântă și Rozaru. După facultate am lucrat o perioadă de vreme undeva departe de casă și tot ce făceam în afara lucrurilor era să mă rog și să citesc și în acea perioadă am hotărât să intru în seminar. După ce am hotărât să intru în seminar, am cunoscut-o pe Maria, viitoarea mea soție, exact așa cum mă și rugasem de altfel, să o cunosc înainte să intru în seminar. Și o las pe Maria să vorbească mai departe. Bună, eu sunt Maria, am 33 de ani. Provin dintr-o familie cu 6 copii,
Am crescut în Maramureș, în localitatea Valevișeului. Sunt de origine ucraineană. Am terminat liceul ucrainean din Sighetul Marmației. Eu de mică am iubit biserica și am fost atrasă de credință și Dumnezeu. Am trecut la greco-catolici pe la 8 ani, când a fost reînființată biserica greco-catolică în apropierea casei noastre. Am studiat teologie și asistență socială aici în Cluj, iar în anul 2 de facultate am mers în perelinaj la Medjugorje și l-am cunoscut pe Mihai. Am fost apoi profesoară de religie la mai multe școli din Cluj. În 2012 ne-am căsătorit și am plecat imediat în Austria. Acolo Mihai a fost înscris la master și am participat și eu la unele cursuri. Am stat 5 ani în Trumau și ne-am întors de acolo în 2017 cu 2 copii și cu dorința de a face Via Rahelei și în România. Acum sunt mamă acasă cu 3 copii cu vârste de 7, 5 și 2 ani și mă pregătesc să devin consilier creștin. Ce înseamnă consilier creștin? N-am auzit termenul ăsta. Poți să faci consiliere, eu doresc să fac consiliere în cadrul Via Rahelei. Ar trebui să spunem ce înseamnă Via Rahelei pentru cei care nu știu. Da. Via Rahelei este un program special conceput ca să fie un loc sigur pentru inimile atinse de trauma avortului, acele inimi care suferă în tăcere, neștiute și singure. Un loc în care aceste inimi să se poată vindeca, reînnoi și reîntregi. Scopul nostru al celor care oferim reculegerea Via Rahelei este să oferim un spațiu protejat, fără acuze, fără reproșuri, un spațiu confidențial și plin de iubire, în care femeile și bărbații participanți să poată să se reconecteze cu propria lor viață, cu trecutul lor, și să se reconecteze cu semenii, cu Dumnezeu și chiar cu copiii lor. Via Rahelei este un loc în care suntem iubiți de Dumnezeu, noi voluntarii și noi foști participanți la rândul nostru, suntem acolo ca să ne dăruim, dar întotdeauna se întâmplă că primim și noi foarte mult. De fiecare dată Dumnezeu ne surprinde prin modul în care lucrează și prin providența Lui. Pot spune că Via Rahelei este un loc în care dragostea lui Dumnezeu ne schimbă și ne umanizează. Este o diferență atât de mare între modul în care se vine la reculegere, cu fețe serioase, reci, uneori triste sau preocupate, și modul în care se iese de la Via Rahelei. Participanții la sfârșit sunt cu fețele luminoase, unii dintre ei efectiv strălucesc. Cu toții, chiar și noi voluntarii, devenim parcă mai vii și mai plini de bucurie. Și vreau să mai adaug aici, ne vine să cântăm și de multe ori nimeni nu mai vrea să plece acasă și tot cântăm și cântăm și... Și ne vine greu să ne despărțim după ce se termină. Ce frumos! Ce mă bucur că există Via Rahelei și vreau foarte mult să aflu de ce ați început aceste reculegeri, ce v-a determinat să începeți, care e povestea din spatele acestei reculegeri pentru voi. Atunci când am studiat în Austria, Teresa Burg, fondatoarea acestui program, a venit în vizită și a făcut o conferință în care a prezentat programul și... Da, scuze că te întreb, în podcast a mai fost părintele Călin și Cristina și eu povestit de experiența din Austria și acum am dat seama că nu v-am întrebat dacă e același loc unde ați studiat în Austria. Da. Voi parcă ați zis alt oraș, e Gaming, ziceau, da? Și... E același institut, se numește Institutul Teologic Internațional, care a fost fondat în localitatea Gaming, dar s-a mutat mai aproape de Viena, în Trumau. Ok, practic. Deci aceeași universitate, practic. E aceeași, institut teologic, da. Da, pentru cei care vor să asculte mai multe despre ce înseamnă acest institut, în episodul 1, Cristina și părintele Călin au explicat despre el. Ok, bun, mersi de clarificare. Da, Teresa Burg, fondatoarea programului, a venit la institutul nostru, a făcut o conferință. Eram în mulțime și mi-aduc aminte cum am simțit, într-o bună zi o să fac și eu ce face ea. Am simțit chemarea asta. Au mai trecut 2 ani, am mai venit odată și a făcut reculegerea și am participat
Și din nou am simțit, trebuie să fac ceva în privința asta. Atunci am hotărât să devin voluntar în echipa din Viena, cu un coleg care era deja voluntar acolo și am început să-i ajut echipa de acolo. De fiecare dată, reculegerile erau atât de atingătoare, atât de emoționante și efectul lor era așa de vizibil, încât la sfârșitul unei reculegeri am zis, gata, trebuie să veniți și în România, nu se mai poate așa. Și noi avem nevoie de asta așa de mult. Și am spus asta așa, fără să fac planuri prea multe. Merită spus că după ce am făcut invitația, a urmat apoi multă muncă ca să aducem programul aici în țară. A trebuit tradus manualul, a trebuit pregătită locația, achiziționarea materialelor, foarte numeroase, dar de fiecare dată mâna Domnului a lucrat în mod foarte vizibil și minunat. De exemplu, mi-aduc aminte cum în ultimul an de master, în 2015, trebuia să scriu un proiect și am ales să scriu proiectul pe tema Via Rahelei, cum să aduc proiectul în Cluj. Și profesorul m-a împins de-a dreptul să duc proiectul meu la episcopul meu, ceea ce am și făcut. Și preasfințitul Florentin a luat proiectul și l-a înmânat, l-a dat mai departe părintelui Călin, invitatul tău, care l-a inclus în programul eparhiei și a obținut sponsorizare pentru întregul program de la ceva institut din Germania, cred. Și așa am primit banii ca să putem aduce Via Rahelei în Cluj, pentru început. Apoi iarăși mi-aduc aminte că într-o perioadă, coordonatoarea pe Europa, Rachel Zwinyard, sugera să amânăm, dar noi deja aveam finanțarea primită și trebuia să ne încadrăm în timpul stabilit. Și a apărut ca de nicăieri un preot, părintele Samuel, care este un preot greco-catolic român în Tasmania. Și el lucrează cu Via Rahelei acolo. Și mi-aduc aminte că într-o noapte schimbam mesaje cu el în Tanzania și cu coordonatarea Ane în Haiti toată noaptea și de-al dimineața am ajuns la concluzia că se poate face și am mers mai departe. Ce frumos că e un program atât de internațional, nici nu mi-am dat seama, adică știam că e în Statele Unite, dar nu mi-am dat seama că e în Tasmania sau în Europa, în alte țări, practic e peste tot în lume. Reculegerea se ține în peste 70 de țări din întreaga lume. Ce poveste frumoasă! Da, eu întotdeauna am avut o dragoste și o empatie aparte pentru mamele în situații dificile, pentru mămicile însărcinate și pentru copilași. Din totdeauna, de când eram copilă, știu că vedeam o femeie însărcinată și îmi venea să o îmbrățișez și am ceva în inimă, nici nu știu cum să explic. Apoi Mihai mi-a împărtășit cu mult entuziasm despre reculegerile la care a participat și m-a captat și pe mine să îl ajut cu aducerea reculegerii aici. Și mi-amintesc când se întorcea de la Viena, atâta entuziasm avea și îmi povestea încă vreo 2 ore cât e de frumos și trebuie să facem și în România. Și numai îi venea să cânte și să împărtășească. Prima mea reculegere a fost la Cluj în 2016, după o săptămână de pregătiri intense cu zile și nopți nedormite, cu participanți care au renunțat în ultimul moment, dar Domnul a lucrat și prin asta și a trimis alți oameni în ultima clipă, echipa pe care a vrut-o El și care în mare parte este până în ziua de azi. După ce am parcurs reculegerea, am simțit în inima mea că da, asta e ceea ce Domnul mă cheamă să fac în viitor. Cumva asta face parte din vocația mea. Primesc de aici multă pace și fac asta cu mult drag. Da, pregătindu-mă pentru episod, am ascultat foarte multe resurse zilele astea și mărturii ale persoanelor care au făcut avort și experiența lor de vindecare și a spus o persoană că îți trebuie foarte, foarte mult curaj doar ca să te înscrii la Via Rahelei, doar să completezi formularul, să contactezi oamenii și să zici altora că vrei să participi la un parcurs de vindecare. Așa este și noi, tocmai ca să încurajăm pe participanți să vină, suntem mereu în contact cu ei, le scriem, îi sunăm, îi încurajăm, pentru că trebuie într-adevăr să faci un efort foarte mare de curaj. Se întâmplă că tocmai aceia care au mai mare nevoie de ajutor, aceia se tem mai tare, da, și se închid de obicei.
N-au curajul să se deschidă. Da, îmi place foarte mult că povestea cumva din spate, DC-ul vostru, ține foarte mult de fapt de iubire, de dorința voastră de a ajuta oamenii, dorința de a ajuta persoanele care au trecut prin experiența asta și faptul că ați văzut cât de mult poate să aducă Via Rahelei în viața unei persoane, cât de multă vindecare, asta v-a determinat practic să aduceți și la Cluj. După tot efortul care îl faci pentru o reculegere, că e foarte multă muncă, la sfârșit, când vezi zâmbetele și fețile luminate, atunci zici, da, mai vreau și asta te determină să mergi înainte. Și de fiecare dată când ai terminat reculegerea, de-abia aștept să vină următoarea reculegere. Foarte, foarte frumos. Aș vrea să vorbim acum un pic despre cum arată trauma avortului. Și cred că sunt o mulțime de situații prin care trece o persoană, adică fiecare persoană are o circumstanță unică în care trece printr-o criză și, indiferent de cauze, cândva se reactivează evenimentul acesta, ori imediat sau poate după 20-30 de ani. Și chiar mi-am dat seama, ascultând resursele de care vă ziceam, am ascultat din toate domeniile, și pro-life, și pro-choice, pro-viață sau pro-alegere, și toată lumea converge spre aceeași concluzie, faptul că avortul aduce foarte multă suferință, indiferent, și e nevoie de foarte multă vindecare. Cum arată trauma asta avortului? Multe persoane apelează la avort ca la o soluție pentru problemele lor de moment, fie ele financiare, de carieră sau altele de aceeași natură, când de fapt experiența ne arată că de cele mai multe ori avortul creează mai mari probleme decât rezolvă. Odată ce o femeie este însărcinată, alegerea nu mai este între a avea un copil și a nu avea, ci este între a-l primi și lăsa să se nască sau a nu-l primi și a-l avorta. Ambele experiențe îți schimbă viața, într-adevăr, dar pe când experiența de a deveni părinte, pe neașteptate, se vindecă de la sine într-o foarte scurtă perioadă de timp, cea avortului este mult mai complexă. Durerea emoțională produsă este cel mai probabil de lungă durată și va crea distorsiuni negative în viața persoanei, care nu sunt acceptate și înțelese nici măcar de persoană în cauză și nici de cei din jurul ei. Și asta și dacă persoana e foarte conștientă în momentul în care ia decizia asta, o ia foarte asumat și conștient, poate că i-a propus doctorul sau persoană de încredere sau rudele, foarte asumat, ea zice, da, fac lucrul ăsta și atunci apar răni și traume. De exemplu, Patty, o femeie care a făcut avort, spunea, am crezut că dacă fac avort, totul se va încheia și viața mea va reveni la normal. Asta au promis tot cei de la clinică. Dar acum știu că după avort, viața ta se schimbă cu totul. Avortul meu nu a oprit suferința mea, a început-o. Mult timp am crezut că sunt nebună. Când am încercat să le mărturisesc prietenilor despre lupta mea, scuturau capul cu priviri dezaprobatoare. Mă simțeam atât de singură, atât de ciudată. Uneori simțeam că nebunesc. Ce se observă este că, pe de o parte, la nivel social general, avortul e prezentat ca o chestiune normală, ca un drept al emancipării femeii, dar la nivel personal, avortul e o experiență puternic traumatizantă. O altă femeie, de exemplu, mărturisea că atunci când a mers la spital să-și viziteze o prietenă internată pentru ceva minor, de îndată ce a intrat în clădire a fost copleșită de anxietate, jale și de o panică de nedescris. Lacrimile au năpădit-o fără să se mai poată controla. Oamenii se uitau la ea ca și cum cineva drag i-ar fi murit. Nu a reușit să mai ajungă la prietena ei și s-a întors acasă, iar pe drum a realizat că ultima dată când a fost într-un spital a fost în ziua avortului.
și că într-adevăr cineva drag i-a murit, dar nu acum, ci cu ani în urmă, și nu prietena internată, ci copilul avortat. O altă tânără, cu carieră promițătoare, în momentul în care a aflat că colega de birou e însărcinată, a fost cuprinsă de anxietate și de frică. Nici măcar nu putea să o privească. După 3 săptămâni chinuitoare, cu durere, și-a dat demisia, pentru că nu ar fi făcut față să o vadă zilnic cum îi crește burta. Se întâmplă asta pentru că orice părere avea despre avort, că este în regulă sau nu este în regulă, că e moral sau nu e moral, dincolo de părerea ta, există o realitate, un adevăr. Și adevărul este că acolo este o persoană și cineva nu mai este. Și ca și consecință, există durerea asta și de aia se întâmplă lucrurile astea. Da, și atunci, cum e că la nivel conștient există foarte multe resurse care zic că nu e neapărat viață, dar la nivel inconștient, de fapt, ceva e pus în noi încât noi simțim ca și femei că am avut viață în noi și viața aceea s-a pierdut, o viață unică, irreversibilă, care nu se va mai întoarce, irepetabilă. Și, într-adevăr, cred că oricât de multe lucruri ai asculta conștient și ai zice, da, viața începe, nu știu, poate la 3 luni, cum se zice. Pentru că un avort rănește mama la 3 nivele esențiale a conceptului de sine. Rănește sexualitatea ei, moralitatea ei și identitatea ei de mamă. Și noi ce am observat din experiența noastră este faptul că marea durere a acestor mame este că își iubesc copiii avortați și le e dor de ei. Și în plus se simt foarte vinovate în fața lor. Acest dor de copii explică de ce numeroasele spovezi și terapii nu rezolvă problema definitiv. Asta îmi răspunde cumva la întrebarea pe care o aveam, că de ce e nevoie de vindecare, pentru că practic tu poți să ai iertare. Iertarea se întâmplă cumva instant, nu ți-e luată după ce ai fost iertat, dar vindecarea e un proces de fapt foarte lung, nu? Da, așa este. Și ce se poate face? Dorul acesta trebuie jelit într-o perioadă de doliu. Jalea e un răspuns natural și necesar atunci când avem de-a face cu o pierdere. Ea e mai mult decât o singură emoție. Include durere, dor, confuzie, singurătate, mânie, disperare și multe altele. Procesul de jelire nu poate fi pornit sau oprit după bunul plac și nu ia sfârșit decât după ce e parcurs cu totul. A trece prin procesul de jelire înseamnă să te confrunți cu pierderea existentă, să o recunoști, să o plângi, jelești și să înveți să trăiești cu pierderea și să găsești un nou sens și scop în viață, dincolo de pierdere. Și asta facem la Via Raheli. Când îi moare cineva drag cuiva, nu poți să-i zici, lasă, era mai bine așa sau treci peste asta, nu mai plânge. Durerea nu poate fi ignorată și desconsiderată. De aceea noi încercăm la Via Raheli să le oferim un cadru protejat în care pot să își exprime durerea și conflictul interior. Asta nu înseamnă că apoi uită trecutul sau copilul avortat, ci învață să înțeleagă trecutul cu alegerile lui bune sau rele și să își amintească copilul într-un mod pozitiv, care să reînnoiască speranța, nu să aducă disperare. Vreau să-mi zici mai multe, Maria, de ce zici că experiența de a deveni părinte pe neașteptate se vindecă mai repede decât avortul? Un studiu cu femeile care au rămas însărcinate în urma unui viol arată că acelea care au hotărât să păstreze copilul au declarat în proporție de 100% că nu regretă alegerea făcută. De ce? Pentru că au început să-și iubească copiii și dragostea vindecă. Nu este un lucru care l-auzim vreodată despre asta, ci doar de experiența traumatizantă pe care o trăiește mama. O doamnă spune, violul a fost nimic în comparație cu avortul. Violul a fost rău,
dar aș fi putut trece peste el, pe când peste avort n-a putut să treacă. Și au înrăutățit lucrurile avortul. Da, eu ce mi-am mai dat seama și încercând să mă conectez cu aceste situații a fost că aceste mame nu au nevoie de compasiunea noastră, de simpatia noastră, ci de iubire și acceptare și să vorbească cu cineva despre asta și poate că chiar noi creștinii nu știm cum să ne comportăm în situația asta, poate că și preoții nu au totdeauna cuvintele potrivite la ei. Cred că este o realitate și un lucru care mi s-a părut interesant și l-am ascultat, mărturia unei femei care făcuse avort și era catolică, povestea despre experiența din liceu. Și zicea că prietenele ei povesteau de faptul că dacă se întâmplă ceva, zicea una dintre prietene, stai liniștită, mama mea e cool și o să te ducă ea la clinica, centru de criză de sarcină. Ei au așa ceva și cred că și ne avem la Cluj, de fapt. Și cumva o să te ajute ea să treci peste. Și zicea, ce frumos ar fi ca noi să fim mamele acelea cool, care fetele noastre să zică, hai că te duc la mama mea, să vorbești cu ea, să primești acceptarea aia, dar poate să-ți spună și o altă soluție, să nu te grăbești. Pentru că multe zic, când și-au dat seama că se poate schimba viața lor cu totul, trebuiau să facă decizia în secunda următoare, nu să mă aștepte și a fost foarte repede pentru toată lumea și nu au găsit foarte multe situații sau persoane care să le zică mai așteaptă, mai gândește-te și chiar dacă au găsit, nu au ascultat de ele. Asta mi se pare foarte interesant și cumva cum ar trebui și noi să ne pregătim ca și creștini, cum ar trebui biserica să devină nu numai cultură pentru viață, ci și cultură pentru vindecare. Îmi vine în minte acum o participantă, spunea, o singură persoană dacă îmi spunea nu face asta, ea zicea nu trebuia să fie cineva din familie și dacă cineva îmi spunea de pe stradă, un necunoscut, nu face asta, nu aș fi poate făcut. Nu am avut nici măcar o persoană care să mă încurajeze să nu fac asta. Un studiu iar spune că, nu mai țin minte exact câte la sute dintre femei, spun că în momentul în care se pun, se așează pe patul pentru procedură, își schimbă decizia și spune doctorului să se oprească, dar de cele mai multe ori nu se opresc. Și acum e prea târziu și procedura continuă. Da, eu mărturia pe care am auzit-o e că și-ar dori să spună, dar nu au curaj suficient să zică în momentul în care au ajuns deja acolo și se întâmplă. Am înțeles că este un film, poate voi știți cum se numește, exact despre o femeie care în momentul în care a ajuns acolo a zis stop, nu mai doresc și pe urmă copilul s-a născut, la 18 ani s-au întâlnit. Cred că e Bella, se numește. Cred că se numește Bella. Unplanned, parcă. Nu unplanned. Nu știu. Să-l găsim și o să punem un link eventual în notițele show-ului și cu alte resurse. Unplanned îi povestea lui Abby Johnson, care era directoare de Planned Parenthood Clinic. Era Și în urma unui ultrasound în care i-a ajutat, a văzut că de fapt acolo e un copil și și-a schimbat viața. Și a devenit din pro-choice, pro-life. Okay. Asta e unplanned. Și Bella, cred că este povestea unui bărbat care o ajută pe femeie în criză de sarcină, deși nu era copilul lui. Sigur că nu se povestește foarte mult și despre opțiunile pe care o mamă în criză de sarcină le are. Sunt opțiuni. E foarte dificil, deci nu putem să ne punem, eu cel puțin chiar mi-am dat seama, nu pot să mă pun în locul unei persoane care a trecut prin experiența asta și chiar mă gândeam foarte sincer că dacă aș fi avut aceeași experiență, aceleași persoane în jur și, nu știu, să fi gândit ca și persoana aceea într-un fel, aș fi luat aceeași decizie. Nu știu dacă aș fi ales altfel. Și cât de greu cumva și cât de, nu știu, mult curaj ai nevoie să alegi de fapt viața.
în momentul în care... Aici cred că este rolul taților care ar trebui să-și asume rolul de protejatori, de protectori ai familiei, ai femeii, ai copilului. Și cred că dacă bărbații ar susține femeile, s-ar întâmpla mult mai puține avorturi. Din păcate însă se întâmplă uneori invers și... Am înțeles că este un studiu pe care îl cita cineva în state. 80% dintre femeile care au fost susținute de către soțul sau partenerul lor să aleagă copilul și sarcina, au ales sarcina și copilul. E un procent foarte mare și de fapt și bărbaților le pus în interior un fel de, nu știu, impuls spre a fi lider, de a proteja și apăra. Și da. Apăra și într-un fel bărbaților în ziua de azi li se zice să nu se bage, că nu e treaba lor și că poate un răspuns mai bun ar fi dacă tu vrei, eu te susțin. Dar de fapt răspunsul ăsta și eu dacă l-aș auzi ar fi clar că tu nu vrei să-ți asumi de fapt responsabilitatea și tu nu o să mă susții. Doar dacă chiar vrei, atunci o să fac. Alegerea. Dacă chiar vrei, atunci da. Te voi susține. Exact, exact. Da. Și nu este o atitudine de lider în care zici, facem cumva și o să trecem prin asta. Ok, vorbeam despre... traumă și despre cum arată rana aceasta și ce se poate face în privința acestei răni. Cum afectează ea familia, cum afectează relația de cuplu, cum afectează relația cu copiii? Mai trebuie spus că avortul nu afectează doar copilul și mama direct implicați, el lasă răni și în inimile taților, bunicilor și chiar a fraților acelui copil. Pentru că avortul afectează abilitatea mamei de a avea încredere și lega relații, se poate observa de multe o schimbare în dinamica de cuplu. După avort, unele femei vor deveni foarte fricoase, nesigure și dependente în relațiile lor cu bărbații. Altele, în schimb, sunt adânc rănite, cu ură de sine și vinovăție, devin convinse că nu merită o relație fidelă. Aceste femei vor respinge pe cei pe care îi iubesc într-un efort inconștient de a sabota relațiile lor. Altele vor deveni prizoniere unor tipare de comportament prin care recrează situațiile de abandon, neajutorare, rușine, trădare sau distrugere. Un studiu arată că femeile cu un avort tind să aibă relații subsecvente de mai scurtă durată cu bărbații și sunt mai predispuse la divorț. În multe cazuri, avortul va deteriora abilitatea femeii de a se încrede în bărbați, incluzând soții lor. Lipsa de încredere se vede în multe cazuri în care femeile intră într-o relație de căsătorie în timp ce țin avortul secret față de soț. 35% din femeile post-avort urăsc bărbații copilului avortat, iar 22% urăsc toți bărbații. Cuplurile instabile tind să se despartă imediat după avort, pe când cuplurile mai implicate vor descoperi că avortul le deteriorează relația, dar acesta poate servi și ca un conector puternic. Cei doi devin complici, sacrifică copilul de dragul relației și atunci duc relația la nesfârșit, pentru că au plătit un preț prea mare ca să mai fie liberi să se despartă. Avortul afectează relația de cuplu, dar pe lângă aceasta, ea afectează și relația cu copiii. Și în timpul nașterii, stresul unui avort anterior poate să contribuie la o naștere dificilă și poate să declanșeze ruperea legăturii materne cu copilul. Și avortul poate determina 4 tipuri de comportament matern. Sunt femei care vor să devină mama perfectă, încearcă să compenseze pentru sentimentele de vinovăție și rușine cu efortul de a fi mama perfectă, dar o fac fără bucurie, cu obsesie. Femeia și mama care răsfață
Unii avortează pentru că nu au ce să le ofere copiilor. Când mai târziu un copil vine, atunci îi dau totul. O mamă spunea, niciodată nu am avut control asupra copiilor mei. Îmi era frică să nu îi supăr sau să stârnesc o ceartă. Copiii mei au primit tot ce au cerut pentru că îmi era frică să spun nu. Îmi era frică că se vor enerva pe mine. Aveam nevoie ca ei să mă iubească, pentru că asta mă făcea să mă simt ca fiind o mamă mai bună. La început a părut că merge, dar pe măsură ce timpul a trecut, mi-am dat seama că am creat multe probleme. Cei doi copii ai mei sunt fără respect, mânioși și obraznici. Deci asta e mama care răsfață. Mama care răsfață. Mama protectoare. Unele mame compensează lipsa lor de stimă și integritate maternă printr-un comportament supraprotectiv. Adeseori această atitudine pornește dintr-o frică irațională care le insuflă că Dumnezeu le va pedepsi pentru avorturile lor prin a le lua copiii născuți după avort și pe care ele simt că nu îi merită. O mamă spunea, de fiecare dată când eram la mall, bibliotecă, în parc, eram speriată de moarte, că cineva îmi va fura copiii sau îi va răni într-un fel. Nu îi lăsam niciodată din ochi. Eram mereu în alertă. Era epuizant. Și mai este mama abuzivă? Și o mamă pe nume Jennifer nu s-a gândit niciodată la avortul ei până la când, 12 ani mai târziu, s-a uitat în ochii noului ei născut. Din acel moment, disprețul de sine și dubiile în privința ei au năpădit-o. Ce fel de mamă sunt eu? Cum am putut să mă mor propriul copil? Era mereu iritată și tolera cu greu orice greutate. Mânia lui Jennifer era pe ea însăși. A făcut-o să răspundă fără răbdare și cu mânie copilului ei. Ea recunoaște că era abuzivă cu el. Acest fapt sprijinea imaginea ei oribilă despre ea însăși și continua sentimentele ei de vină și rușine. Cu cât simțea mai multă rușine și vină, cu atât se simțea mai nevrednică să fie mamă. Aceste sentimente negative hrăneau respingerea ei față de copil, a cărui simplă prezență o simțea ca pe o acuzație. Și de aici un cerc vicios s-a format. Mai mult se poate observa în frații copiilor avortați sindromul supraviețuitorului, care se manifestă prin sentimente de vinovăție. Aceasta se poate întâmpla la nivel inconștient, chiar și atunci când ei nu știu despre fratele avortat. Da, chiar asta vreau să întreb. Dacă le zic părinții, atunci încep sentimentele sau dacă nu le zic? Ce interesant. Și zicea o mămică, când era mică, erau două surori și tot timpul și aduce aminte că la ora de desen ea mai desena un copil. În plus. În plus, fără ca să știe. Așa îi venea. Aceasta se poate întâmpla la nivel inconștient. Pentru ei viața lor nu are valoare în sine, ci doar în măsura în care își răscumpără dreptul la viață prin ceea ce fac. De exemplu, eu merit să trăiesc pentru că sunt cu minte. Altfel nu aș merita. Ce mă bucur cumva să aflu e că există vindecare. Faptul că dacă o persoană își dorește să se vindece, ea poate lucrul ăsta. Și asta poate prin via Rahelei. Și vreau cum să povestim despre acest program, despre această reculegere, să îmi ziceți ce înseamnă, cum se desfășoară la Cluj, cine poate participa. În primul rând, în ce constă reculegerea? Este o reculegere de vindecare, care durează pe perioada unui weekend, de duminică, de vineri seara până duminică seara. Are o dinamică foarte bine gândită și structurată. Ne adunăm într-un loc cu grijă pregătit, voluntarii, în general suntem vreo 7-8 voluntari, și participanții, undeva în jurul cifrei de 8-10 persoane, și tot ce se petrece acolo este, în primul rând, confidențial. Fiecare dintre noi ne luăm acest angajament. Programul constă în rugăciuni, în meditații conduse pe textul Evangheliei propuse,
Apoi se pun în scenă aceste meditații, se retrăiesc la nivel personal și apoi avem iarăși ocazia de a împărtăși. Reculegerea nu este una abstractă deloc, ci foarte concretă și palpabilă și sunt implicate în reculegere nu doar mintea, ci și inima, simțurile și întreaga persoană. Participanții au ocazia la Via Rahelei să-și revadă viața și trecutul în lumina iubirii lui Dumnezeu. Au ocazia să scoată la lumina lui Dumnezeu toate sentimentele negative, refulate, să își împărtășească povestea într-un cadru de prietenie. Mulți dintre ei fac asta pentru prima dată și, mai ales pentru femei, asta este o mare, mare ușurare. Eu am o întrebare. Este un program creștin, nu? Religios, pentru că se bazează pe cuvântul Evangheliei, după cum ziceai, pe relația cu Dumnezeu, dar cine poate participa? Pot participa doar cei care sunt creștini sau oricine află de program poate veni? Oricine dorește poate să participe, fie că este mama, copilul e avortat, tatăl, bunicul, unchiul, fratele, sau pur și simplu poți să participi dacă vrei să fii voluntar. Ca să fii voluntar trebuie să participi mai întâi, la fel poți să participe toți aceia care vor să onoreze un copil care a fost avortat. Și noi vorbim de copii avortați, dar se poate în același măsură, se poate pentru copiii care au plecat pentru că a fost o pierdere de sarcină. Deși pentru pierdere de sarcină se poate face și reculegerea. Ziceai că se merge într-un loc bine ales. Ce mi-am dat seama este că persoanele au nevoie de foarte multă siguranță și intimitate și au nevoie să știe că sunt în siguranță acolo la reculegere și persoanele care o să fie acolo nu sunt acolo să le judece. Asta cred eu, asta aș simți eu dacă m-aș înscrie. Sigur. Cum asigurați voi lucrul ăsta? În primul rând este confidențialitatea, tot ce se întâmplă acolo rămâne între noi. Bineînțeles că putem să împărtășim cu alții, dar ce am trăit noi, nu despre alții. Apoi locul este într-un fel secret, locul nu e public, nu pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook nu spunem unde facem reculegerea. Cine vine la noi, nu o face în mod public, da? Poate să vină dacă vrea, poate să spună mă duc acolo, dar dacă vrea poate să nu știe nimeni unde merge și ce se întâmplă acolo. Da. Asta este ideea. Și de obicei cu o săptămână înainte sau două săptămâni înainte persoana care e înscrisă primește adresa unde trebuie să ajungă. Da, și noi suntem acolo, avem pentru toți voluntarii un angajament în care ne luăm și acest angajament de a nu judeca, de a fi acolo pentru participanți pe care îl semnăm fiecare dintre noi. Deci totul e foarte bine gândit și a fost gândit de Teresa Burg cu rugăciune. Ea este un doctor catolic, practicantă și a făcut acest program cu rugăciune. Și a fost foarte verificat în timp programul. A fost fondat în 1995, după ce Teresa a observat pe clientele ei că majoritatea dintre ele aveau în spatele simptomelor de tot felul un avort ascuns și neîmpărtășit, nevindecat. Și așa a început să facă, să caute o rezolvare, să caute ceva pentru ele. Și a conceput Via Rahelei. Ea se ocupa cu alimentația? Da, clientele ei aveau eating disorders, mâncau prea mult sau nu mâncau deloc. Și de multe ori se întâmplă la femeile care au făcut avort, da, simt nevoia să-și reumple pântecele, unele dintre ele, și așa se manifestă. De acolo vine, sau unele nu mai mănâncă deloc ca să nu dea energie vieții lor, să se cumva usuce, să nu mai aibă viață în ele. Da, și de fapt inconștient. Inconștient, adică nici nu-ți dau seama de ce fac lucrul ăsta. Programul și în state și în toată lumea este destul de discret. Nu vezi reclame și s-a răspândit doar prin zelul celor care au participat, care au chemat alte persoane și au chemat prietenii, cunoștințele, ca să primească și ei ceea ce participanții anteriori au primit. Și așa s-a răspândit Via Rahelei. Astăzi îi în toate statele americane, în 70 de țări din toată lumea, manualul e tradus în foarte multe limbi și sunt, cred că, peste 1000 de reculegeri în fiecare an.
dacă ne gândim că sunt în jur de o medie de 6 participanți, mai mult sau mai puțin, avem 6.000 de participanți pe an la Rachel's Vineyards Retreats. Ce frumos! Ce ați observat de-a lungul anilor? Ce efecte a avut reculegerea în viețile celor care au participat? Mi-aduc aminte, de exemplu, de o mamă în vârstă, atâta de scumpă, care înainte de reculegere spunea: mă tem să nu apuc, mă tem că o să mor înainte să vin la reculegere. Și după ce a trecut prin reculegere și a avut o experiență puternică de vindecare, a spus: acum pot să mor liniștită. Acum, în noiembrie, ne-a sunat și ne-a împărtășit că a fost spitalizată din cauza COVID-ului, din cauza virusului, și a fost pusă la aparate și a fost aproape de moarte. Și ne-a sunat să ne mulțumească pentru ceea ce a primit. Acum se simțea pregătită, poate să dea ochii cu Dumnezeu și cu copiii, dacă asta e voia Lui. Da, aș mai putea iar să spun din feedback-urile la sfârșitul fiecărui reculegeri. Dăm o foaie pe care ei pot să ne dea un feedback anonim, și o participantă scria că via Rahele a fost ca o schimbare de 180 de grade, de la întuneric la lumină, de la disperare la speranță, de la tristețe la bucurie. I-a dus schimbarea asta. Apoi o altă participantă scria ce v-a atins mai mult la reculegere și a spunea: faptul că am avut puterea să mă deschid, să plâng, să dau drumul la mărăciunii adunate înăuntru de atâta timp. Și în ultimul rând, faptul că am simțit cu adevărat că am primit pace cu mine însămi, am primit acceptarea celor dragi și am învățat să accept pe cei din jur așa cum sunt. Persoanele acestea chiar au trecut cu totul, sunt vindecate sau mai urmează un proces pentru ele? Cum? Nu știu, ce v-au zis? Chiar sunt curioasă. După reculegere, aproximativ 6 săptămâni după, avem o reîntâlnire în care vedem, no, unde sunteți acum, ce s-a întâmplat în viața voastră. Din experiența noastră putem spune că reculegerea duce uneori vindecare totală, alteori încă vindecarea mai trebuie încă procesată. Și de multe ori după reculegere încă mai retrăiești ceea ce s-a întâmplat acolo, îți mai aduci aminte, încă asimilezi. Mai trebuie să treacă încă o perioadă de timp după care să, știi, să se așeze lucrurile. Uh-huh. Și în măsura în care se deschid, cei care participă primesc bucuria și împăcarea, în măsura în care se deschid. Dinamica te deduce fără să-ți dai seama. De aceea trec zile și îți aduce aminte: aha, asta am trăit acolo, asta am simțit, asta s-a întâmplat. Ok, chiar am o întrebare, eventual o să trecem la următoarea parte din podcast, în care eu am cerut de la câteva ascultătoare care au trecut prin experiența avortului să-mi trimită niște întrebări ce ar vrea să niște întrebări la care ar vrea să afle răspunsul de la voi. Și una dintre ele, cred că ați răspuns într-un fel, e așa: am început procesul de vindecare, dar simt că Dumnezeu nu m-a iertat, readuc la spovadă acest păcat din când în când și simt multă vină, deși am cerut iertarea lui Dumnezeu și la nivel conștient știu că am primit-o, încă nu simt iertarea. Este, cred, din cauza faptului că păcatul a fost iertat, dar copilul nu a fost jelit. Ceea ce o mamă trebuie să facă, și asta încercăm să facem la via Rahelei, este să aibă o perioadă de doliu în care învață să plângă copilul pierdut, învață să se raporteze altfel la el, să-i ceară iertare, să îl vadă în lumina lui Dumnezeu, să-l încredințeze lui și să îl accepte ca pe o parte a vieții ei. Pentru că atunci când face un avort o femeie, într-un fel, dar se debarasează de acel copil ca și cum nu e important, nu are valoare, este nimic. Dar trebuie să îl reprimească în viața lui ca pe o persoană, ca pe cineva din viața ei, care, din păcate, nu mai este, dar trebuie să învățăm să trăim cu asta. Părintele Michael Manning spunea că așa cum mama este linia vieții pentru copil pe acest pământ, copilul poate deveni linia vieții în Dumnezeu pentru mama.
Și dacă la Via Rahelei se câștigă ceva, printre altele se câștigă și faptul că primești niște prieteni. Copiii aceia devin prietenii tăi, cu care te poți ruga lui Dumnezeu, le poți cere ajutorul, devin un fel de sfinți îngerași, un fel de patroni cu care te poți ruga împreună, da? Să ai o relație cu ei. Ce frumos! Bun, să trecem la următoarea întrebare pe care am primit-o. Ce poate să facă o mamă pentru copilașul avortat? Ce trebuie să facă pentru el este să învețe să-l respecte, să-l onoreze ca pe o persoană și să, în primul rând, să îl consacre, să-l ofere lui Dumnezeu. Ce pot să fac cu cel pe care nu-l mai am este să-l dau lui Dumnezeu și să-l încredințez milei lui. Și Iisus spunea, lăsați copilașii să vină la mine. Acest îndemn al lui Iisus ne poate da încrederea că acei copii sunt în mila lui, sunt în brațele lui Dumnezeu. Și noi putem, trebuie ca și părinți, avem dreptul și puterea și autoritatea să-i oferim lui Dumnezeu. Și iarăși, ce se poate face foarte bine este să se dea un nume copilului acela. Cum mă relaționez cu el? Are un nume pentru mine. Dacă nu știi că este băiat sau fată, poți să îi ceri asta Domnului într-o rugăciune și de cele mai multe ori afli. Se întâmplă foarte des la reculegerile Via Rahelei că mamele sau chiar tații au vis, îi visează pe copii și știu, uite, este băiat sau fată. Am avut o participantă care a vorbit cu soțul și soțul i-a spus, în noaptea trecută l-am visat, era băiat. Și a știut ce nume să-i pună, pentru că soțul l-a văzut de acasă, l-a visat. Și deci, onorat, oferit lui Dumnezeu, dat un nume și intrat în relație cu el. Momentul în care am pus avortul în mâinile Dumnezeu, momentul în care am pus copilul în mâinile lui Dumnezeu, el poate să scoată din asta un lucru bun și îl aduc pe copil în viața mea, înapoi, prin posibilitatea de a mă relaționa cu el în rugăciune, poate uneori prin vise, nu neapărat, dar îl aduce înapoi și copilul acela poate să aibă un impact în viața asta, în viața asta concretă în care noi suntem încă. Da, și adevărul ne va face liberi. Nu știu dacă în Biblie scrie asta, dar cred că este, nu? Exact. Începi să trăiești în adevăr. Și aici e trauma avortului, că pe de-o parte te minți că nu-i nimica, dar înăuntru simți că este ceva mult mai profund acolo. Da. În momentul în care conștientizezi asta și scoți la lumină, atunci vine adevărul care te face liber. Și îți dai seama de situație. Dar atunci este nevoie și de milostivirea și iubirea lui Dumnezeu și de puterea lui de a întoarce toate lucrurile spre binele nostru. Ultima întrebare pe care am primit-o e cum poate o persoană să participe la reculegerea Via Rahelei dacă nu e din Cluj sau dacă are constrângeri legate de pandemie? Mm-hmm. Anul trecut, din cauza pandemiei, o reculegere s-a anulat. Reculegerea se ține de vineri seara până duminică cu cazare, mâncare. Și totul este gratuit, așa cum și iubirea și iertarea lui Dumnezeu e gratuită. Serios? Da. Nu știam. Totul este gratuit. Și e absolut gratuit. Stai, da. Nu trebuie să plătești nimic ca să te înscrii și Așa a fost inițial, dar din cauza fricii de unei participanți au renunțat. Și atunci luăm o taxă de înscriere care să ne asigure că persoana aceea chiar va veni. Dar e doar o taxă de înscriere. Și toate celelalte sunt gratuite. Inițial era fără nicio taxă, dar oamenii tind să nu vină și nu vin aceia care tocmai au mai mare nevoie din cauza fricii. Da, și știi cum e când plătești niște bani undeva, parcă îți iasă mai mare responsabilitatea. Poate cineva se gândește că nu ar fi o problemă să participe. Nu, tocmai banii nu trebuie să fie o problemă. Și în spatele reculegerii este multă rugăciune. Fiecare voluntar își alege un participant, un viitor participant, pentru care se roagă toată perioada înaintea reculegerii. Și noi rugăm multe grupuri din țară sau din străinătate, cu mult înaintea reculegerii, să se roage pentru noi și în timpul reculegerii. Ce frumos! Și urmează reculegere anul acesta? Da, în aprilie și în octombrie. Avem programate două reculegeri. Și cum se poate înscrie cineva? Oricine vrea să se înscrie, poate să intre pe pagina de Facebook să ne scrie, pe site-ul viarahelei.ro și poate să ne contacteze pe noi sau pe cineva dacă cunoaște pe cineva
Dacă nu, pe Facebook, e foarte simplu. Ok. Și dacă e din alt oraș, asta nu contează, de fapt. Nu contează, am avut participanți și din Iași. Odată am mers noi în Gherla, am făcut lângă Gherla o recolegere. Dacă undeva se întâlnesc mai multe persoane care vor să facă recolegerea, putem, cu condiția să găsim o locație potrivită, să mergem noi acolo. Uh-huh. Și chiar ne dorim ca să facem mai multe echipe și în alte părți, în alte orașe. Ca și o concluzie, fiecare să-mi spuneți ce mesaj ați vrea să transmiteți unei mame, unei persoane care a trecut prin experiența avortului. Dumnezeu este bun și milostiv. Nu îți fie frică să îți deschizi inima și să ceri ajutor. O, dacă ai ști cât de multe alte persoane suferă și trec prin aceeași suferință. Iar vindecarea vine numai în măsura în care ne deschidem sufletele. La Via Rahelei vă așteptăm cu brațele deschise. Un mesaj, cu o concluzie ar fi: Dumnezeu este creatorul vieții, El poate vindeca rănile morții și al avortului. Fiecare viață este importantă și frumoasă, fiecare viață este un dar de la Dumnezeu și viața copiilor pierduți, dar și viața părinților, a mamelor, a celor care suferă acum. Așa cum mama este linia de viață după trup a copilului, la fel copilul poate deveni linia de viață în Dumnezeu pentru mamă. Mulțumesc, chiar, nu știu, eu simt că am aflat atât de multe lucruri noi, deși am încercat să mă pregătesc și trebuie să încheiem cu o notă așa mai relaxată oarecum și să vă întreb ceea ce întreb fiecare ascultător, și anume, ce carte v-a marcat și de ce, ce persoană v-a marcat și de ce. Astea sunt două întrebări fulger, cu ce vă vine prima dată în minte. Hai, Maria, încep tu. Da. Prin carte, ultima carte pe care am citit-o cu puțin timp în urmă și m-a marcat este Leac pentru suflete vătămate, scrisă de David Simmons. Și de ce? Pentru că autorul scrie cum rănile sufletești întotdeauna au fost mai dureroase și mai greu de tratat decât cele pur trupești. Ele necesită mai mult timp pentru vindecare completă. Și întotdeauna când întâlnesc persoane care se comportă nepotrivit sau au reacții, nu neapărat cu mine, dar cu ceilalți, întotdeauna îmi vine în minte oare ce rană este în spatele comportamentului. Mm-hmm. Persoana este sora Tereza din Congregația Surorilor Maicii Domnului. Am cunoscut-o în timpul liceului. Eu am locuit la internatul surorilor din Sighetul Mărmației și sora Tereza a fost ca o mamă pentru mine în timpul adolescenței, când am avut cea mai mare nevoie de o mamă și spirituală și ca o educatoare și să pot să vorbesc ori de câte ori am anumite întrebări sau înainte de a lua diferite decizii, dar vreau să le mulțumesc tuturor surorilor din Congregația Maicii Domnului pentru ceea ce am învățat și am primit de la ele. Destul de greu să mă gândesc care carte m-a marcat cel mai mult, cred că Biblia. Și o altă carte care m-a marcat după Biblie, mă gândesc poate la ultima care o tocmai citesc, este La Școala Spiritului Sfânt de Părintele Jacques Philippe și îmi place foarte mult. Și vreau să trăiesc ceea ce acolo citesc. Și referitor la cărți, de asemenea, convertirea mea are legătură cu Nicolae Steinhardt și mulți alții care și-au scris mărturile din pușcările comuniste. Cărțile acelea m-au marcat. Dumitru Bordeanu, Aurel Vișovan, Grigore Caraza. Persoana care m-a marcat, mă gândesc la Părintele Iurai din Austria, din Institutul Teologic Internațional. M-a marcat pentru modul în care își trăiește preoția, are 8 copii, are grijă de toată lumea, este un tată pentru nu doar cei 8 copii, ci pentru toți studenții, este un model și prieten. Ce frumos!
Foarte, foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația la podcast. Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus astăzi și eu sper din suflet să ajute pe cineva, măcar o persoană care a auzit tot ce ați spus și ați împărtășit să se simtă inspirată, să facă o alegere, să-și deschidă inima înspre vindecare. Și vă mulțumesc și pentru ceea ce faceți în România și ceea ce faceți în Cluj și că existați. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Sper că ți-a plăcut acest episod și că te-a ajutat. Sper să dai mai departe linkul către episodul unei persoane care crezi că are nevoie să audă acest mesaj. Iar dacă vrei să fii la curent cu episoadele podcastului Casă pe Piatră imediat ce ele apar, te rog să dai subscribe, abonare în Google sau Apple Podcast și follow, urmărire pe Spotify dacă acolo asculți. Dacă vrei să te alături discuțiilor legate de podcast, atunci te aștept cu mare drag pe comunitatea de Facebook Casă pe Piatră. Sunt Teodora Ușan, ne auzim data viitoare!